Deși guvernul Ponta a trecut vineri testul de rezistență, majoritatea dă semne că începe să scârție. Liderul UNEPR, Gabriel Oprea, amenință cu retragerea de la guvernare. Avem doi piloni, interesul național și statul român, și milităm pentru întărirea statului român. Am spus și lui Ponta și colegilor de coaliție când constatăm că se lucrează la codul penal pe furici sau se dorește un atac asupra statului român, pe noi ne pierde parteneri, a spus președintele UNEPR, Gabriel Oprea. Afirmațiile lui Oprea au fost comentate astăzi și de oficialii PSD Gorj. Președintele executiv al PSD Gorj și vicepreședintele la nivel național, Ion Călinoiu, a declarat că Oprea și-a făcut imagine vorbind despre Ponta. El, când a spus că dacă ar fi în locul Ponta și-aș da demisia, a avut probabil două argumente. Unu, de imagine, dar eu cred că mai important decât imaginea la ora actuală este fondul problemei, programul de guvernare, care a fost unul bun, unul pentru majoritatea românilor, atât din punct de vedere economic, cât și social. Și doi, este legat de caracterul persoanei. N-ar avea tăria lui Ponta, probabil, să continue această bătălie. Comisia Juridică a Camerei Deputaților se reunește marți ca să discute 22 de proiecte de lege care propun diverse modificări ale codurilor penale, pentru care a cerut puncte de vedere din partea CSM, DNA și DICOT.